ziua, doamnelor, domnilor și dragi copii! Azi, la școala de televiziune Dicție.ro, vă aducem o știre direct din inima Londrei, capitala Regatului Unit. Este vorba despre cel mai cunoscut motan din lume. După Tom și Garfield, el este Larry, vânătorul de șoareci de la reședința oficială a premierului britanic din Downing Street. Jurnaliștii de la Sky News l-au surprins într-o acțiune nocturnă în care bătrânul Larry se confrunta cu o vulpe. Nu se știe ce intenție avea și rata, poate era spion. Cert e că, deși vizibil mai mare decât Larry, cu mătra a fugit de a mâncat pământul când detectivul nostru cu blană s-a repezit la ea. Camerele de supraveghere au surprins ofensiva și retragerea cu mătrei vulp în niște tufișuri unde credea că e în siguranță. Larry nu s-a lăsat însă păcălit și a sărit la ea să se asigure că musafirul nepoftit a părăsit zona. Misiunea a fost îndeplinită cu succes, iar Larry, care locuiește de 11 ani la reședința premierului britanic, și-a încheiat patrula fără alte incidente. Imaginile au fost preluate de aproape toate televiziunile mari din lume, iar faima lui Larry pe rețelele de socializare a crescut considerabil. Nu că ar fi avut nevoie, pentru că e urmărit deja de mii de oameni. Noi încheiem aici povestea motanului Larry. Eu sunt Alexandra Mincu, numai bine, pe curând!